Nemulțumiți de deciziile luate de guvern în ceea ce privește legea grațierii, gorjenii au ieșit pentru a doua seară în stradă. În piața prefecturii, sute de gorjeni au cerut abrogarea ordonanței 13. Refuz! Refuz! Refuz acest abuz! 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 E foarte greu acum să scoatem oamenii, dar cu timpul eu cred că duminică am fost 50, ieri am fost 300, astăzi poate 400-500 și în fiecare zi o să vină. Cred că o să vină mai mulți. De ce ați ales să aduceți și fata la PSD? De ce la protest? Ce mesaj? Vreau să transmită mesajul, ce să zic, ea vrea să rămână în țară. Asta vrem, să rămânem în țară, să nu ne gândim la plecat în străinătate. Ce m-a adus în piață? Traiul rău. De la un an la altul se trăiește din ce în ce mai rău. Au distrus gorjul, au distrus gorjul ăsta, nu mai avem industrie, nu mai avem agricultură, câte întreprindere au, nu mai s-a rămas nimic. Uitați-vă centrul orașului, l-au furat nenorociții. Da, furăm mult. Cât să așteptăm, cât să răbdăm? Protestatarii au trecut și pe la sediul PSD Gorj, acolo unde au scandat minute în șir. Protestul va continua în fiecare seară.